Salutare tuturor, băcilor, aici noi venim cu atacurile la ore, de data asta va fi cu audio. Am promis unui prieten și cer să mă țin de cuvânt. War este unul deosebit, avem cu Romanian Twisted Heroes, care este, cred că e a doua alianță după Sixth Sense. Dar care atacă foarte, foarte, foarte bine. Foarte bine. Au avut pe final mici scăpări acum, dar au dat foarte bine orul ăsta. Au jucat foarte bine. Da, sperăm să câștigăm și îmi voi începe atacurile. Prima dată eu am o singură echipă care poate, un singur erou care îl poate preveni pe Erlang Shen. Și acel erou este Grazul și cred că voi folosi pe ea și voi ataca echipa asta pentru că voi juca un taunt, imunitatea de la Grazul, Cleansul pentru a mă proteja de dacă trag după ce trage Pantera, mă ajută Cleansul ca să-mi pot pune taunt-ul și am nevoie și de heal pentru că aici dacă dau Cleanse, Erlang va da acel damage. Și un damage destul de mare. Echipă relativ riscantă, dar nu am altă opțiune pentru Erlang. Și chiar sunt câțiva Erlang și asta are și pe un adversar relativ mai dificil. Și cam cu asta aș putea eu să-l atac. Și voi încerca. Da, o să las trupa mai mare lui Black Knight. Voi face asta prima dată. Apoi voi muta asta în dreapta și am diamant. Și am și... Nu, stop. Da. Am nevoie de heal acum. Trebuie să-mi dau și heal-ul cu aia. A, dar au venit table, au venit pietre. Da, gata, stop. Cred că pot încasa liniștit acum. O să-mi păstrez un heal, o să întorc buff-ul ăsta care îmi va da damage-ul, nu e nicio problemă. Voi trage aici. Da, mea... M-am avut toate cascadele, na, nu prea mai contează ce am jucat eu. Aici vor muri din water. Așa, acum voi da protecție și va muri și Ojima, am voi încărca aer galbenul. Ok. Ce mai trebuie să iau? Mai trebuie să iau ceva. Merge aici cu echipa verde. Da, să iau aici echipa verde.
verde contant și cu Ariel. Grace mai lipsește, așa. Da. Interesant. Voi face asta prima dată când va urca verdele va merge sus, albastru și după aia cu roșu voi putea face un combo relativ mai semnificativ. Nu prea îmi place ce văd. Nici verde, nici albastru. Voi lua asta prima dată. Tot nu-mi place. Voi mai forța o tură. Iau dragon albastru care poate mă pune pe ceva, nu m-a pus pe nimic. Din păcate, tragem toți. Voi încasa sigur. Întrebare dacă pot face niște damage. Da, voi coborâ asta în speranța unei cascade.
Bun. Bun. Încă mai am o șansă. Două ture de tau, nu știu dacă să fac haos de aici sau să forțez încă el mai... Mă apropie prea tare haosul ăsta. Voi juca doar în Coenel. Mare. Cum ar trebui să... A murit din pasivă, incredibil așa ceva. Incredibil așa ceva, trebuia să mă protejez. Tocmai a murit din pasivă. Stupid, stupid, a murit din... M-a ucis-o pasivă. Am jucat prost. Am jucat execrabil. Am jucat greșit. Da, trebuie să-mi pun protecția. Debuff-ul de mana m-a îngropat. Debuff-ul de atac m-a îngropat. Da. Unei atenții în asta poate costa meciul. A fost exclusiv vina mea. Nu mă pot plânge de absolut nimic, nici de tablă, nici de nimic. Bine, eu consider că așa sunt toate atacurile, este exclusiv vina jucătorului, nu... Cine spune de tablă înseamnă că nu înțelege jocul, în principiu. Încă nu trebuie să ajungi în situația în care îți depinzi de tablă, cam asta e ideea. Sunt doar niște scuze pentru niște jucători care nu acceptă că iau decizii greșite. Cum am făcut eu mai devreme. Da, foarte frustrant. Așa. Mai merge aici tot cu roșu, cu... De data asta voi pune invers trupele. Roșu cu galben. Aveam o... un lixiu, așa. Da, mama, cu asta greșeala, gata, ce stric peste, că nu... Nu mă ajută la nimic. Trupă de crit n-am mai văzut de foarte mult timp. Cred că am avut un raid mai devreme cu jucătorul ăsta.
Începe cu asta. Nu mi-a adus nimic din ce îmi doream. Trebuie să o fac pe asta acum. Nu mai am ce să amân. Deci am 4 bile și mai am nevoie de încă 5. Încă 5. Voi forța 2 de aici. Perfect, perfect. Pierdut-o aia. Pierdut-o aia. Mai am un heal de... Stop. Mai am heal de la... Cum îl cheamă? Ăsta, Hanzog. Una. Normal că a rezistat. Mamă, cum a tras. Cred că o să trag aici cu damage. Da, trebuie să trag așa. Acum am nevoie de mult dodge. Încă o tură de minus atac, nu trage nimeni tura asta, deci nu există niciun risc. Pare că a existat risc pe care nu l-am luat în calcul. Iar am greșit. Am timp, am nevoie de încă o roșie urgent. Nu mai am timp. Nu, chiar n-am cum. Nu, n-am ce să mut. Doar ăsta să-mi vină un combo din spate foarte norocos. Voi da 2 bile, dar le voi da din combo. Da. La limită și asta, incredibil. Iar am greșit urât. Și mai am o echipă. Rămân pe tușă cu niște eroi decenți. Mi-a prea plăcut.
Da, am greșit enorm și eu asta, se pare. Trebuia să-mi dau hilona. Da, se pare că e prea sus nivelul pentru cât pot eu și cât știu să joc. Din păcate. Mai am un atac. Cred că o să merg aici. Da, asta e ultimul atac, voi merge așa. Asta e prima, să mă pun pe un dragon. Da, un dragon care n-a vrut să rămână cu mine. Pot încă să liniștit pe fata asta. Am cleansul pregătit. Da. Două greșeli care au costat foarte, foarte scump. Am avut un or mediocru, cât sub 200 de puncte, al nu știu cât le-am or sub 200 de puncte, 194. Două atacuri la limită pierdute ambele din cauza mea. Surpriza plăcută a fost orul ăsta, Romanian Twisted Heroes, care s-a organizat foarte bine. Cred că au, dacă le intră doar în șaturi, au șanse să recupereze. Pare că Discord-ul chiar e un instrument foarte, foarte folositor. Sper să se folosească cât mai multă lume de el. E un mijloc foarte important de a învăța jocul ăsta, mai ales dacă este folosit cu cap. Cred că e o resursă esențială și poate ajuta niște jucători care mișcă bile chiar să înțeleagă despre ce e jocul. Nu zic că după ăsta ar fi cazul în orul ăsta de acum, dar este un mijloc foarte bun în general de creștere, Discord-ul. Încurajez cât mai multă lume să-l folosească. Înveți fiecare atac, poți învăța ceva nou. Succes pe viitor! Și voi mai reveni și cu alte atacuri. La revedere!